Pe piața românească, Valerii Cioloș Vilman, soția lui Dacian Cioloș, este cunoscută prin faptul că uneori cântă, prost și de jale, dar cântă, și că predă cursuri de mindfulness. Ce e Păi ne spune chiar ea. Mindfulness-ul desemnează starea care apare atunci când alegem să ne îndreptăm atenția asupra momentului prezent, fără judecăți de valoare, cu deschidere, curiozitate, detașate și bună bunăvoință. Bravo! Cine vrea să afle cum să-și îndrepte atenția asupra momentului prezent, fără judecăți de valoare, cu deschidere, curiozitate detașată și bunăvoință, să-i dea profei de stări de astea mișto 400 de euro și îi explică în 8 ore, potrivit tarifului, pardon de expresie, de pe blogul său. Dar franțuzoica lui Cioloș nu ne învață doar cum să ne îndreptăm atenția asupra momentului, ci și ce să facem cu gunoaiele de care ne-au umplut consăteanca ei, clotit Arma, Primarul sectorului 1. Citez. E dureros să vedem gunoi în fața ușii. E dureros să mirosim gunoi când ne plimbăm pe străzi sau fugim să rezolvăm ceva pe undeva. Da, ne considerăm oameni rafinați și nu ne jenează să vedem și să mirosim gunoi. Poate generează și supărare, tristețe sau frustrare. Bravo nou! Avem clar un sens al demnității dacă simțim acest lucru. De ziua mediului vă invit la un exercițiu și mai mare de demnitate, responsabilitate și de curaj. Vă rog, de ziua mediului uitați-vă la ce este din gospodăria voastră și asumați-vă de plină responsabilitatea. Da, sunt responsabilă, e gunoiul meu, eu l-am produs, vedeți cât de mare e? Care e proporția de plastic din el? Vă rog să vă uitați care e cantitatea de mâncare aruncată și care e proporția materiei organice care ar putea reveni în natură unde s-a născut. Nu putem fugi de el, căci iată, la un moment dat explodează în fața noastră. Acum sau mai târziu, sub forma unor pești frumoși în farfurie, dar plini de microplastic, sub forma unor legume pline de fertilizatori, de care un pământ îngrășat natural nu ar avea nevoie să unor particule în aer în urma arderii gunoiului nostru. Nu putem scăpa de gunoiul nostru. Uh, hai să ne uităm la gunoiul nostru, hai să ne-l asumăm. Știu, nu este foarte sexy. Dar asta înseamnă să fim responsabili, să ne asumăm pe deplin actele noastre. Asta înseamnă să ne uităm la praful de supreș, să ne ocupăm de el înainte să fim înmormântați de el. Știu că putem. Așa creștem ca oamenii. Bun. bine, madam. Am înțeles. Să mă uit la el, la gunoi. Să mă uit mult sau merge și mai puțin așa în fugă cât îl duc la tomberon? Soțul, domnul Cioloș, se uită mult la el, la gunoi? Serios cum este, bănuiesc că se uită chiar foarte lung la ce este în pungă înainte să o decarteze în pubelă. Cred că și vorbește cu el un pic. În română, în franceză, cum vorbește cu el? Anfa, enfin, dacă mă uit bine la el, îmi promiteți că vine aia altă irondel de la primărie să-l strângă sau mă aleg doar cu uitatul?